Mihai Tudor îl întâlnește pe Răzvan Năduță în următorul meci la categoria 65 de kilograme, o diferență de experiență între cei doi luptători. Din Ploiești, Mihai Tudor de la Dacia Martial Art. La al doilea meci la profesioniști pentru Mihai Tudor, primul a fost o victorie. Ne-am reîntors așadar la categoria 65 de kilograme. Sportiv din Ploiești, în primul meci Daniel Dragomir la debutul său a pierdut în fața lui Călin Petrișor din Găiești, așadar Mihai Tudorie și Negre din Ploiești. Și acum aș dori să introduc pe oponentul său în ring. El vine din Găiești. Tot din Găiești, respectiv Răzvan Duță. 28 de victorii, dar și 24 de înfrângeri, meci, 10 meciuri câștigate prin knockout. Dar mult mai multă experiență în ring Răzvan Duță față de Mihai Tudorie. După palmares am putea spune un sportiv cu o tactică ori la bal, ori la spital, ori câștig, ori pierd. Categoria este 65 de kilograme. Trei reprize de 3 minute. Răzvan Duță, Mihai Tudorie, al treilea meci din gală. I-a verificat pe cei doi la protecții. Proteză. Anunșurile au fost verificate la vestiar. Ladies and gentlemen, acesta este un meci la categoria 65 de kilograme. Tudor Mihai și Duță Răzvan. Reamintite din nou regulile. Mihai Tudorie cu mănuși negre, Răzvan Duță mănuși albe. Trei reprize de 3 minute, 65 de kilograme. Prima repriză a început. Te sigurul pe el pare Răzvan Duță, destul de static. Vom vedea Mihai Tudorie la abia al doilea meci la profesioniști. Ce replică va avea? Serii de picior, croșeu dat de Tudorie, bună pivotarea și Răzvan Duță a reușit să iasă din zona de atac adversarului. Ah, ah. Deja e. Ah! 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 Ah!
lovitura de dreapta pentru Tudorie și acuză o lovitură sub centură, Duță. Îi se va acorda timp suficient de revenire. Da, a fost o lovitură de genunchi sub centură și a revenit Duță. Seria lui Duță, Tudorie răspunde cu curaj. Mai static, Duță se bazează pe lovituri în forță. Bună lovitura înaltă de picior, Duță, însă și adversarul a avut brațul ridicat. Ca să intre aproape, a ratat croșeul de stânga, Duță s-a intrat pentru un scurt moment în clinci. Încă un minut din prima repriză. Bună încercarea de lovitură înaltă de picior din întoarcere pentru Tudorie. Loișteanul n-are nimic de pierdut. O lovitură de genunchi din săritură, Răzvan Duță a reușit să scape de acel atac, prins în colțul ringului. Nu era cazul să se repeadă asupra adversarului. Se cunoaște experiența superioară în ringa lui Răzvan Duță. Să ținem cont că numărul de victorii și înfrângeri este aproximativ același pentru sportivul de la Respect Gym din Găiești. S-a încheiat prima repriză. O repriză echilibrată în ciuda siguranței pe care a arătat-o Răzvan Duță în ring. Mihai Tudorie a reușit să dea o replică bună. S-a ferit de multe atacuri Tudorie de ale adversarului și chiar a avut lovituri bune. Iată aici un croșeu de dreapta, replica lui Duță a venit pe gardă. Iubirea. O lovitură neintenționată sub centură dată de Mihai Tudorie. Ne pregătim de repriza secundă. Răzvan Duță din Găiești, mănuși albe împotriva lui Mihai Tudorie din Ploiești. Meci la categoria 65 de kilograme, Respect World Series, sala sporturilor din Pitești, Fight for Respect. Încă o încercare de luptură de genunchi de picior din întoarcere. Călcâiul ar trebui să puncteze acea lovitură la Mihai Tudorie. Batează croșeul larg de dreapta și Duță, care încearcă psihic să-și domine adversarul. Bun îndoiul lui Tudorie. Bine blocată Duță.
Parcă îi convine mai mult lui Duță acest gen de luptă, atac și contraatac, indiferent dacă el este cel care pornește primul atacul, caută să deschidă adversarul. Stat în colțul ringului, nu a atacat Tudorie și apoi a declanșat atacul Duță. Dar croșiul de dreapta n-a fost prea reușită, nici lovitura înaltă de picior pentru Tudorie. Stă la bătaie și Ploieșteanul. Meci chiar echilibrat și în această a doua repriză. Replică foarte bună dată de Mihai Tudorie, a doar al doilea meci al său. Încearcă să vină mai mult spre adversar Răzvan Duță. Iată repriza secundă. Un final ceva mai bun pentru Răzvan Duță și Tudorie acuză o lovitură. Meciul s-a încheiat. Iată ce surpriză. O lovitură chiar în ultimele secunde reușită de Răzvan Duță, care pune capăt meciului. Sunase gongul, Tudorie n-a reușit să ajungă în dreapta. L-a zdruncinat serios pe Mihai Tudorie. Este a 11-a victorie pentru Duță înainte de limită. Ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, avem câștigător by knockout în a doua rundă pe acest gol pentru Duță Răzvan! Răzvan Duță câștigător prin knockout în repriza secundă. Și ne pregătim pentru un meci la categoria 85 de kilograme. Rămânesc cu Digisport.